Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați venit la ediția 5-a a galei de MMA Heroes Fight League. Această gală este supranumită Bombardieri în Mioveni și este prima gală Heroes ce se desfășoară în fața publicului argeșan. În această seară avem programate pentru dumneavoastră 10 meciuri incendiare ce vor cutremura sala și vor ține telespectatorii lipiți de ecranele televizoarelor. Gala Heroes 5 marchează revenirea în cușca de MMA a legendarului Sandu Lungu, dar și a preferatului vostru, argeșanul Laurențiu Călugăru. De asemenea, gala va conține două sferturi de finală din Grand Prix-ul Fortuna Heavyweight, turneu ce va decide cel mai bun greu din România. În această seară vom afla ultimii doi semifinaliști. Toate meciurile sunt programate pe durata a 3 runde a câte 5 minute. Sunt permise loviturile de pumn, picior, cot sau genunchi, tehnicile articulare și de strangulare, dar și lupta la sol. Sunt interzise loviturile de picior sau genunchi la cap când adversarul se află jos. Arbitrul de centru va numi câștigătorul dacă meciul se termină înainte de limită, prin knockout, tehnici de strangulare sau articulare, iar cei trei arbitri de pe margine vor declara câștigătorul la puncte dacă meciul ajunge la final. Punctele se acordă la sfârșitul fiecărei runde. Câștigătorul rundei primește 10 puncte, iar adversarul său 9. Gala Heroes 5, Bombardieri în Mioveni, este transmisă în direct pe Antena Play și poate fi văzută în reluare chiar astăzi, începând cu ora 23:45 pe Antena 1. Și acum, să înceapă show-ul! Ne aflăm la categoria 84 de kilograme. Acest meci se desfășoară după reguli semi-pro. Ambii sportivi ai meciului își fac debutul în MMA. Primul luptător al meciului ce urcă în cușcă este un sportiv din București ce provine din box. Are 23 de ani și se antrenează la Miners Fight, avându-i ca antrenori pe maestrii Dan Râmaru și Tudor Alin. În colțul albastru, Dan Tudoran! When the sun sets, 'cause I live my life like I'm a beast. Breathe, breathe. Al doilea luptător al meciului are 34 de ani și se antrenează la Fight Academy Pitești. Îi are ca antrenor pe Marius Albu și pe Laurențiu Călugăru. În colțul roșu, reprezentând Mioveni, Cătălin Gatu Negoi!
Arbitrul întâlnirii este Scott Manhart. Just the rules. You need to respect the rules and respect my instructions. If you want to touch gloves, touch them now. O să vedem și pe Sandu Lungu în această seară, luptând live fight. Bineînțeles, după o pauză în cușcă pentru Sandu Lungu, acesta este primul meci al Galei cu un luptător localnic de 35 de ani. Este vorba despre Cătălin Negoi, adversarul său Dan Tudoran. Duce imediat lupta la sol Cătălin Negoi, o intrare foarte bună la picioare, să vedem cum lucrează de pe spate Dan Tumitru. O serie bună de lovituri și vedem o atmosferă incredibilă la sala sporturilor din Ioveni pentru susținerea locanului cu Cătălin Negoi, într-o poziție foarte bună, se duce după braț, însă acum Dan Dumitru, o tentativă de armbar, un atac asupra brațului, o tehnică articulară care forțează închietura cotului și ce răsturnare de situație, vine în control lateral Cătălin Negoi, prinde însă numai capul în acea poziție, greu de realizat o tehnică din acea poziție. Doi luptători care se află pentru prima dată într-un meci de arte marțiale mixte în cușcă. Sunt debutanți și este un meci de semi-pro. Trei reprize de câte 3 minute fiecare, categoria 84 de kilograme. Lovitură la corp care este permisă. Lovitură de ciocan acum pentru Cătălin Negoi. Ce este interesant că ambii provin din stiluri de striking, de lovituri. Și ambii din kickbox, ba chiar Dan Dumitru are și un background în box și au ajuns amândoi foarte repede la sol. Da, într-adevăr au ajuns foarte, foarte repede la sol, cel puțin cred că la primul contact dintre cei doi lupta s-a dus imediat la sol. Cel care domine este luptătorul de aici din Mioveni, în continuare deasupra adversarului într-un control lateral. Spune-mi și tu, se vede cumva că sunt strikeri amândoi, pentru că chiar dacă a dominat lupta la sol, a încercat întotdeauna aceste lovituri de braț la capul adversarului, luptătorul localnic. Dar ăsta e un lucru foarte important și este de discutat de fiecare dată în MMA. Ce faci? Mergi într-o zonă a luptei în care ești foarte confortabil, dar se simte foarte confortabil și adversarul? Sau te duci într-o zonă pe care nu stăpânești foarte bine, dar în care adversarul este foarte inconfortabil, cum este cazul acum. Și am văzut că Negoi a dus lupta imediat la sol, n-a aruncat nicio lovitură, a intrat direct la picioare și a dus adversarul jos. Da, foarte greu pentru el cumva să ducă într-un control deasupra. Am încercat mai devreme să se ducă într-un control deasupra, dar n-a reușit Negoi. Mai mult de atât s-a dus în garda adversarului, care se duce acum după un braț. A încercat adversarul său să se ducă după brațul lui Negoi. Nu, aici nu, la cap nu. La cap n-are voie să lovească atunci când adversarul este cu 3 puncte pe podea. Și într-adevăr, adversarul său avea și ambele picioare și o mână jos. Arbitru de centru, unul dintre cei mai titrați arbitri din România, arbitru internațional IMMF cu experiență foarte îndelugată, americanul Scott Manhart. Este stabilit de ani buni în România. Să vedem care va fi decizia acestuia. În cele din urmă îl verifică pe Dan să vadă dacă este ok și poate continua meciul. Coach! No coaching! No coaching! Be careful! You kick him. Okay? Da, un prim avertisment. Time. Verbal momentan. You ready? Fight! Se rea lupta, mai sunt câteva secunde din această primă repriză. Lovitură de picior care s-a dus într-o zonă interzisă. Reacția oamenilor probabil că îi consideră că a fost o simulare. Au fost totuși două lovituri interzise. O lovitură la cap în momentul în care adversarul se afla în poziție de luptă la sol și această lovitură care a venit sub centură. You ready?
You ready? Fight! Să rea meciul. Încă o dată se întâlnesc cei doi. Da, s-a auzit gongul, se încheie prima repriză. O repriză bună, făcută de amândoi. Evident, Cătălin Negoi a dominat lupta, a ajuns foarte repede la sol. A fost în câteva poziții dominante, de unde a trimis lovituri. De pe spate, Dan Dumitru a avut cel puțin o tentativă bună de a ataca brațul. A reușit să-l întoarcă pentru câteva momente pe adversar, însă n-a reușit de acolo să finalizeze. Nu excelează cei doi în lupta la sol, sunt greșeli pe care le fac. E clar, sunt doi luptători la debut în MMA și mai ales dacă având în vedere aici a fost lovitura aceea. Sunt lovituri foarte periculoase și care pot cauza vătămări serioase. Da, spre norocul lui, Dan a blocat cumva acea lovitură, nu a luat-o chiar în plin. Să vedem debutul acestei reprize a doua, dacă Negoi va încerca din nou să ducă lupta la sol. Și contează ca în majoritatea cazurilor la sportivii români. Capacitatea cardiorespiratorie, acolo unde nu stăm foarte bine, la capitolul anduranță. Da, a început cu lovitură joasă de picior, încă una pe partea cealaltă, a fost pe interior, după care pe exterior pentru Negoi, care iată încearcă să ducă lupta la sol. Au trecut undeva la 10-12 secunde și l-a încercat să-l pună pe adversar jos. Foarte bine a lovit cu brațul drept adversarul său. Acum Negoi este în garda lui Dan. N-a avut reacții foarte bune la apărare Dan Dumitru. A intrat adânc pe picior Cătălin Negoi la un single leg, la o intrare la un singur picior. Lovește foarte bine din gardă. Câteva lovituri bune. A fost foarte multă activitate din partea ambilor sportivi în prima repriză. Asta cred că a afectat destul de mult la capitolul energie. Da, într-adevăr, îl vedem pe Negoi din această poziție. Punctează foarte bine cu brațul drept. Adversarul său încearcă acum să vedem dacă va reuși să se ducă după un... I-a scăpat cotul. Cotul este în afara șoldurilor. E greu de pus presiune acolo. Încă o dată încearcă, dar nu reușește să-l prindă pe adversarul său. Și mai mult decât atât, pierde poziția și Negoi ajunge din nou în control lateral. Cred că ar fi o variantă mai bună să ducă în control deasupra, de acolo ar putea să trimită lovituri mult mai eficient. Încearcă să recupereze garda, această poziție în care îl aduci pe adversar în fața picioarelor tare, se numește gardă, provine din sporturile cu componentă importantă în lupta la sol, dar mai ales în jiu-jitsu brazilian. Încă o lovitură bună trimisă din gardă. Vedem, mânușile sunt un pic mai groase, este un meci la semi-pro, sunt 3 reprize a câte 3 minute față de 3 reprize a câte 5 minute în ceea ce privește profesioniștii. Da, și mai avem câteva diferențe, nu sunt permise loviturile de tot și de genunchi la cap, din ce am înțeles. Nu sunt permise cele de genunchi la cap, nici în picioare, dar Negoi a dat o tibie în cap când era la sol. Și acum o lovitură în spatele cefei. Exact. Aici este uneori și problema la debut, pentru că sportivii, datorită încărcături emoționale, datorită adrenalinei, de multe ori le greu să țină cont și de regulament. Să vedem cum vor lucra la cușcă cei doi. Da, bună lovitura la corp. Aspectele importante ale MMA-ului. Oh, bună intrare la un picior. Da, a fost și bună lovitura de genunchi trimisă de... Vedea că încearcă acum o ghilotină Dan Dumitru, da, a prins bine capul acolo. Să vedem dacă reușește să-și conecteze și cealaltă mână. Mai sunt doar 10 secunde și scoate capul Cătălin Negoi. Continuă cu aceste lovituri la capul adversarului. Se încheie și repriza a doua. Negoi a făcut din nou o repriză cu un plus față de adversarul sau a stat mai mult deasupra, a avut lovituri mai multe. Chiar din gardă a lovit și probabil reușește să adune puncte pe cărțile arbitrilor și în această repriză a doua, puncte în plus față de adversarul său. Da, impresionant, ambele două reprize, totuși sunt sportiv la debut.
doi sportivi proveniți din kickbox care au dus aproape 90% din meci la sol. Câteva relori din această repriză secundă, acea tentativă de atac pe braț, acea tentativă de armbar din partea lui Dumitru. Un plus important la capitolul agresivitate pentru Cătălin Negoi. Sunt motivați spectatorii de la margine de către antrenorul lui Cătălin Negoi. Reprezintă Fight Academy Pitești, antrenorii Marius Albu și Laurențiu Călugăru, de partea cealaltă Dan Dumitru, kickbox în Popeșile Ordeni, antrenat de Aurel Pirtea și Alin Tudor. Reprezintă Amato Budokan și Miners. Ultima repriză din cele trei programate. A început în același stil luptătorul localnic cu aceste lovituri joase de picior. Se duce la o intrare la picioare. S-a apărat bine adversarul său de această dată. Da, de data asta a făcut un sprol, o apărare bună. Să vedem dacă va schimba la un picior. Va avea mai multe șanse. De data aceasta este cu capul pe interior. La fiecare intrare pe care a avut-o, capul a fost în exterior și a reușit să-l ducă destul de ușor. Acum se expune loviturilor. Da, și sunt lovituri care adună puncte. Sunt lovituri care creează damage la capul adversarului. Vedem, încearcă acum Cătălin să se ridice cumva cu adversarul său. S-a adus după un picior, dar nu cred că are nici forță, a obosit. A fost în continuu în acțiune în cele două reprize de apreciat, totuși la 35 de ani, debut în MMA cu o intensitate incredibilă. Cred că ar trebui să renunțe la acea poziție, să revină la lupta în picioare, pentru că nici nu cred că reușește să se odihnească foarte mult în poziția respectivă. E efectiv o atmosferă ca la meciurile de fotbal aici la sala sporturilor din Ioven pentru localnicul Cătălin Negoi. Stop, time. Time. Ce s-a întâmplat acolo? Din ce înțeleg, reproșează că mușcă, că l-a mușcat. Exact, că l-a mușcat asta. Dacă e adevărat, am avut și o tibie în cap, am avut și o lovitură sub centură, acum am o mușcătură. Pare mai că trebuie niște degete în ochi și da, pare că toate tehnicile legale din MMA. One point. Da, minus un punct. Minus un one point. Îi deduce un punct. Back down. Same position. Lui same Cătălin position. Negoi. Pus în aceeași poziție. How do you say? La fel poziție. How do you say? The same. La fel. Scott Manhart, care ready? Vorbește fight. Românește, a încercat să traducă same position, adică aceeași poziție, și a spus la fel. Foarte bună. Exact, asta trebuia să facă Cătălin Negoi. Se ridice cu piciorul adversarului, să-i mute centrul de greutate și să-l pună pe spate. Nu-l văd pierzând această poziție decât dacă nu cumva va avea lipsă de activitate și îl va ridica de acolo arbitru. Îi pune presiune cu umărul. Umărul și pieptul îi acoperă, cred că, căile respiratorii. S-a folosit de tot arsenalul pe care putea să-l aibă la dispoziție, și tehnici legale și mai puțin legale, Cătălin Negoi, pentru a-și adjudeca victoria. Da, încearcă adversarul său să se apere. Cătălin Negoi rămâne în aceeași poziție. Piciorul său stâng ar fi putut cumva să încerce să ducă peste adversarul. Are spațiu acolo. Exact. Acum încearcă, dar se duce în demigarda adversarului. Da. De MMA modern se folosește des această trecere în demigardă din control lateral. E o poziție mai bună de a-l controla pe adversar, în special când acesta vrea să se ridice în picioare. Nu știu dacă asta a fost intenția lui Negoi, însă e într-o poziție dominantă, nu mai dă drumul de acolo. Stă, chiar dacă nu are activitate, preferă probabil să ridice arbitru, să mai câștige niște secunde. Și îl obosește pe adversar din ce în ce mai mult. Da, în presiune, da, cu toată greutatea pe el. Acum se ridică, auzit că mai sunt ultimele 10 secunde și da. Final de meci.
cu semn de victorie, da, cu mâna ridicată. Și până la urmă o victorie meritată. Da, nu cred că acel minus în fund din ultima repriză va cântări foarte mult. Una peste alta, Cătălin Negoi cred că a câștigat toate reprizele. Chiar dacă primește minus, da, scădem acel punct. Probabil că e un 9-9 repriza exact. A treia, o repriză la egalitate, dar le-a câștigat clar pe primele două. Numeroși suporteri pentru Cătălin Negoi. Meci intens, făcut de cei doi, foarte multă acțiune. Cred că am avut în total maxim un minut de luptă în picioare, cu schimb de lovituri. S-a stat mai mult în picioare, în poziții de grappling, de luptă corp la corp și mai puțin de situații de schimb de lovituri ca în box sau ca în kickbox. Și iată că vedem acum pe relor, Cătălin Negoi știa exact ce are de făcut de acolo, trebuia să se ridice cu piciorul adversarului, însă probabil că era într-adevăr obosit sau a fost o tactică să-și mai conserve energia pentru acest final de repriză, în care din nou a făcut a avut o abordare foarte inteligentă, a stat pur și simplu pe adversar și a așteptat finalul meciului. Un meci plăcut făcut de cei doi și cu siguranță spuneai și tu, s-a văzut că sunt la debut, probabil că după 5-6 meciuri de fiecare nu se mai vezi în același ritm luptând. Bine, au fost și 3 reprize de câte 3 minute, nu regulamentul profesionist, cu 5 minute per repriză. Da, contează mult și asta, totuși sunt 9 minute de luptă efectivă față de 15 cât ar fi în cazul meciurilor la profesioniști. Poate îl vom vedea, de mai mult ca sigur că pe Dan Dumitru îl vom vedea în continuare, să-l vedem pe Cătălin Negoi, dacă îl mai vedem, îl mai vom vedea în gale de MMA. Și n-a fost decât așa o unică apariție, având în vedere că Heroes, MMA-ul, a venit la el în oraș și a vrut să-și facă debutul, primul meci și poate ultimul în fața publicului. Ar fi păcat, a fost un debut foarte bun și la 35 de ani este de apreciat. Imediat și decizia oficială, să vedem, întârzie un pic decizia. Așteptăm să vedem învingătorul. Da, chemați acum la centru cei doi și ascultăm decizia. Câștigător prin decizie majoritară la puncte, în colțul roșu, Cătălin Gatunego! Da, votul în decizie majoritară. De exact cum spuneai și tu, cred că un arbitru a dat egalitate. O repriză, nu știu exact cum s-a calculat. Da, nu știu cum am. Asta înseamnă că doi arbitri au văzut învingător pe Cătălin și unul a dat egalitate. Cam așa ar fi, s-ar traduce decizie majoritară.